Se cuvine să începem această conferință de presă cu niște felicitări bine meritate pentru prestația elevilor antrenați de dumneavoastră în meciul de astăzi. Primul de Liga 1, un meci istoric, primul în care, iată, am avut parte de celebrul VAR, VAR. Cum comentați? Ce concluzie aveți după un astfel de meci, mister? Da, mulțumesc. Într-adevăr, am debutat cu dreptul în acest sezon. Mă bucur, sunt trei puncte mari, puncte, cum a spus și la conferința dinaintea jocului, trei puncte care ne pot da moral pentru bunul mers al începutului de campionat. Am întâlnit o echipă grea, o echipă care are stilul ei și îl știm cu toții, fiecare jucător care joacă știe ce are de făcut. Mă bucur că jucătorii au înțeles și au avut răbdare. Chiar dacă în multe momente meciul a fost sau posesia noastră a fost lentă, am jucat poate multe pase în lateral sau înapoi, am preferat să ținem mingea decât să jucăm la risc și pe urmă să fim naivi și să le dăm exact șanse pe cartea lor contraatac. Nu a ieșit, bineînțeles a venit și golul, ceea ce te ajută un pic, dar am fost puțin nemulțumit la pauză pentru că ne-am retras și în momentul ăla apare un risc de a primi gol, pentru că orice minge aruncată în careu se poate întâmpla orice. A venit repriza a doua, o repriză bună și golul de a veni pe un contraatac, așa cum place Mioveniului, dar cred că jocul a fost și unul bun în anumite momente. Mi-aș fi dorit mai mult, dar și suprafața nu ne-a avantajat, pentru că fiind o echipă care pasează, ne dorim viteză de joc și a fost foarte cald. Automat mingea se înfrâna și este un avantaj pentru echipa care e în defensivă, dar una peste alta cred că este o victorie meritată. Mă bucur pentru băieți, îmi felicit încă o dată jucătorii și sper să tratăm în continuare foarte serios, chiar dacă este un rezultat de 3-0, nu înseamnă nimic, este doar prima etapă.